2 Tesaloniceni, capitolul 2. Deci astăzi vom privi în acest capitol 2 al epistolei lui către credincioșii din Tesalonic. Vorbim despre ei, sigur că vorbim și despre noi, pentru că ei ne reprezintă pe noi, creștinii de astăzi, ceea ce Apostol Pavel scrie aici, se referă și la noi. Și această urare sau dorință a lui pentru ei vine la sfârșitul acestui capitol, după ce el scrie despre venirea Domnului, despre venirea lui Anticrist, despre aceste lucruri care țin de vremea sfârșitului. Ca să înțelegem mai bine contextul în care scrie el, vom începe să citim de la începutul acestui capitol, 2 Tesaloniceni 2, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Deci, vedem că motivul pentru care le scrie el aici aceste lucruri este că probabil că au fost tulburați în mintea lor. Nu știm exact ce s-a întâmplat. El menționează câteva opțiuni, un duh, o vorbă, o epistolă, dar în orice caz cineva le-ar fi spus și cumva i-ar fi probabil aproape că și convins că venirea Domnului Iisus a și avut loc. Și Apostolul Pavel le spune să nu se lase clătinați, să nu se lase tulburați, să nu fie amăgiți, pentru că el descoperă aici care este și care va fi ordinea evenimentelor. El spune, mai întâi are loc lepădarea de credință și arătarea omului fără de lege și apoi doar are loc venirea Domnului Iisus și strângerea noastră la oaltă cu El. Orice altă ordine care ne este prezentată de oricine, este ordine greșită, este ordine falsă. Apostolul Pavel, care știa cel mai bine din toți învățătorii Bibliei, ne spune care este ordinea corectă. Și ordinea corectă este aceasta. Mai întâi are loc lepădarea de credință, are loc arătarea omului fără de legii, care este o expresie pe care el o folosește pentru a descrie pe Anticrist, și apoi doar are loc venirea Domnului Iisus și strângerea noastră oaltă cu El. Strângerea noastră la oaltă cu El, care este o altă expresie pentru ceea ce astăzi se numește răpire, răpirea bisericii, este strângerea noastră la oaltă până cu El, are loc la venirea Domnului Iisus. Și numai de vreme. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, spune Pavel în continuare, vorbind despre Anticrist, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-L oprește ca să nu se descopere decât la vremea Lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Deci această taina fără de legii de a-L aduce pe omul fără de legii, de a-L arăta și a-L manifesta pe omul fără de legii și a înșela întreaga lume, așa cum o vedeam câteva clipe, deja a început să lucreze pe vremea lui Pavel. Pe vremea noastră ea este spre final. Și atunci se va arăta cel nelegit, spune Apostolul Pavel, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va propădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, semne și puteri minciunoase și cu toate amăcirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în neregire, să fie condamnați. Din nou, nu ne vom opri la prea mult să privim aceste lucruri, pentru că vreau să ajungem la ceea ce urmează acum, ceea ce urmează Apostolul Pavel să scrie acum, dar vedem că el scrie aici despre arătarea lui Anticrist și despre cei ce sunt pe calea pierzării, care vor crede în El, care vor fi înșelați și vor fi înșelați pentru că n-au primit dragostea adevărului, ca să fie salvați. Și pentru că n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire și astfel ei vor fi condamnați.
Și acum sunt aceste versete la care vreau să ne oprim mai mult, unde Apostol Pavel spune: noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Și primul lucru pe care aș vrea să-l remarcăm aici este contrastul acesta mare între acei oameni despre care a scris mai sus, care n-au crezut adevărul, care n-au primit dragostea adevărului, care au găsit plăcere în nelegiuire, care au crezut minciunele diavolului și în anticrist și care urmează a fi condamnați, pe de o parte, și acești creștini de Tesalonic care ne reprezintă pe noi, creștinii de astăzi, care sunt prea iubiți de Domnul și pe care Dumnezeu i-a ales de la început pentru mântuire. În contrast cu oamenii din afară, cu oamenii din lume, care nu cred, care nu vor să creadă, care găsesc plăcere în nelegiuire, noi care credem și care iubim adevărul, suntem prea iubiți de Domnul și dacă ei au fost, dacă Dumnezeu le-a trimis lor o lucrare, zice aici, de rătăcire ca să creadă o minciună și să fie condamnați, atunci pe noi Dumnezeu ne-a ales și ne-a rânduit pentru mântuire. Deci vedem contrastul acesta mare între cei oameni care găsesc plăcere în nelegiuire, care nu cred adevărul, care cred minciuna și creștinii care cred adevărul, care iubesc adevărul și care au fost aleși de Dumnezeu pentru a fi salvați. El spune: noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. De la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Și aceasta, desigur, ne aduce aminte de alte texte de Apostol Pavel în care el vorbește despre această alegere pe care Dumnezeu a făcut-o de la început pentru ca să fim salvați, în Roman 8, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte și atunci când mergem în Scriptură să vedem ce înseamnă i-a cunoscut mai dinainte, înseamnă i-a iubit mai dinainte, adică și-a pus atenția, favoarea și dragostea lui asupra lor. Deci pe aceia pe care am putea spune i-a iubit mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Sau Efeseni 1, unde este scris că în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea Lui, vedem iarăși dragostea Lui, cum scrie Apostol Pavel, frați preiubiți de Domnul, Dumnezeu ne-a ales la început pentru mântuire, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după bună plăcere a voiei sale. Dacă acestor oameni care n-au primit dragostea adevărului, adică dragostea pentru adevăr, ca să fie mântuiți, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să o creadă, ca să creadă o minciună și să fie condamnați, atunci pe noi credincioșii Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire, adică ca să fim salvați. Glorie Lui! Amin. Dar am putea să ne întrebăm cum este Pavel atât de sigur că Dumnezeu i-a ales pentru mântuire, pe ei și cum putem fi noi siguri că Dumnezeu ne-a ales pe noi pentru mântuire. Și cum se manifestă, am putea spune, această alegere pentru mântuire ca să știm că am fost aleși și cum are loc mântuirea aceasta pentru care Dumnezeu ne-a ales. Și Apostol Pavel spune imediat în continuare, el spune: de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Și când spune în sfințirea Duhului și credința adevărului, este clar că el se referă la modul în care această alegere pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la noi credincioșii este implementată în viața noastră sau cum este manifestată în viața noastră, cum Dumnezeu aduce la îndeplinire această alegere în viața celor credincioși, încât noi putem spune: da, eu sunt ales, sau da, voi sunteți aleși, cum spune Apostolul Pavel cu privire la ei. Și sunt două lucruri, vedem, pe care Dumnezeu le lucrează în viața celor aleși de El și care mărturisesc despre faptul că acești oameni sunt aleși de El. Și primul din ele, și le voi lua la capăt, este credința adevărului. Adică credința în adevăr. Credința în cuvântul adevărului, care este o altă expresie pe care Apostol Pavel o folosește. Credința în Evanghelie. Deci, dacă am în inima mea credință în Domnul Iisus și am în inima mea credință în cuvântul adevărului, care este Evanghelia, care este Biblia, atunci acest lucru este dovada că eu sunt ales de Dumnezeu, pentru că această alegere a lui Dumnezeu lucrează în mine și se manifestă
prin credința adevărului sau prin credința în adevăr. Unoare acelorași tesaloniceni, în prima sa scrisoare, el le scrie, unoare în capitolul 1, zice: știm, frați, prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Iarăși e vorba de alegerea lor de către Dumnezeu. Și Pavel spune: noi știm că voi ați fost aleși de Dumnezeu. Și el spune: în adevăr, Evanghelia noastră a fost predicată nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Din nou, cum putea Pavel să știe despre alegerea lor? Prin faptul că ei au primit cuvântul pe care el l-a vestit, cuvântul Evangheliei, au crezut în acest cuvânt, au crezut în Domnul Iisus. Și nu doar că au crezut, pur și simplu, dar au crezut în timp ce aveau parte de multe necazuri și s-au ținut de el cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Dacă ar fi să folosesc cuvintele lui Ioan din prima epistolă lui Ioan, capitolul 5, ar spune: oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Deci credința în Iisus, credința în adevăr, este această primă dovadă importantă că suntem și am fost aleși de Dumnezeu pentru mântuire. Este modul în care Dumnezeu aduce la îndeplinire în viața celor aleși hotărârea Lui de mântuire prin credința în adevăr. Și al doilea lucru este prin sfințirea Duhului. Adică sfințirea lucrată de Duhul Sfânt în viața celor aleși. Și de fapt ele sunt legate una cu alta. Pentru că dacă noi credem adevărul, această credință în adevăr nu ne lasă pe noi să trăim în continuare în păcatele în care am trăit cândva, ci această credință în adevăr, care este în inima noastră și în Domnul Iisus, este folosită de Duhul Sfânt ca să ne sfințească, ca să ne curățe, ca să ne transforme în acord cu adevărul pe care îl credem. Cu alte cuvinte, credința fără fapte, cum spunea Iacov, este moartă. Dacă nu există sfințire, dacă viața noastră nu este într-un proces de schimbare, dacă noi putem să trăim în continuare cum am trăit în trecut, atunci noi nu avem credință, această credință este moartă, pentru că o credință vie ne va împinge, ne va motiva la schimbare, la curățire, la sfințire. Așa cum spunea și Apostolul Ioan, zice: știm că atunci când se va arăta El, Iisus Hristos, vom fi ca El, pentru că vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El și nădejdea aceasta de a-L vedea pe Domnul, este un lucru care reiese din credința pe care o avem în El, dar oricine are nădejdea aceasta în El, se curăță, spune El, după cum El însuși este curat. Deci credința în adevăr este cea care, pe care Duhul Sfânt o folosește ca să ne sfințească. Și privind la viața noastră, dacă vedem că noi nu mai suntem cum am fost un an în urmă, doi ani în urmă, trei ani în urmă, adică suntem mai sfinți, suntem mai buni, suntem mai aproape de ceea ce vrea Dumnezeu să fim, aceasta este o dovadă încă în plus că noi suntem aleși, că Dumnezeu lucrează în noi acea hotărâre pe care a luat-o cu privire la noi ca să ne facă asemenea lui Iisus Hristos, Fiul Lui. Amin. Și apoi Apostol Pavel spune, după ce zice că Dumnezeu v-a ales pentru mântuirea în sfințirea Duhului și credința adevărului, el spune: iată la ce v-a chemat El, cu referire la faptul că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire, de fapt sunt același lucru, el spune: iată care este scopul final, iată la ce v-a chemat El. Și când spune iată la ce v-a chemat El, mai devreme a spus v-a ales pentru mântuire, v-a ales pentru mântuire, aici spune v-a chemat, da? Iată la ce v-a chemat. Aceasta ne aduce aminte de acel lanț al răscumpărării din Romani 8, unde Apostolul Pavel spunea: pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și vedem această alegere sau hotărâre mai dinainte a lui Dumnezeu și vedem de asemenea și chemarea pe care ne-a făcut-o El. Chemarea care ne-a venit prin Evanghelie. Apostolul Pavel scrie: iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Mântuirea pentru care Dumnezeu ne-a ales constă, de fapt, în cele din urmă, în proslăvirea sau glorificarea noastră. Deci nu este doar
să fii intrat în rai și să fi spus, wow, ce de cât de bine că am intrat și am scăpat de iadul și de pierzarea veșnică. Siguranță că e bine și unii vor intra, de fapt, în felul acesta, nu? Apostol Pavel scrie că unii, tot ce au făcut ei va arde și doar vor fi salvați și asta va fi tot ce va fi pentru ei. Și... Dar este mai mult decât atât ceea ce Dumnezeu vrea și a rânduit pentru noi și la ce ne-a chemat și mântuirea aceasta la care El ne-a ales, de fapt, constă în cele din urmă în proslăvirea sau, folosind un termen mai modern, în glorificarea noastră. Pentru că El spune Dumnezeu v-a chemat ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Și ceva putea spune, dar eu credeam că doar Iisus va fi ca Iisus și doar Iisus va avea slava pe care o avea. Noi suntem acolo undeva, nu știu, foarte departe de El. Și măcar că noi suntem foarte departe de El, în starea noastră firească și naturală, să zic așa, dar fiind născuți din nou și având parte de această sfințire lucrată de Duhul Sfânt în viața noastră, noi suntem ridicați ca să fim, să zicem așa, frații și surorile Lui, așa cum este scris, căci pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte ca să fie asemenea, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel de întâi născut dintre mai mulți frați. Adică Dumnezeu a hotărât ca să aibă o familie de fii și fiice și Iisus Hristos să fie fratele mai mare, să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dar Dumnezeu ne-a chemat ca să căpătăm slava Domnului nostru Iisus Hristos. Și desigur că El va avea această proeminență, adică El va fi înălțat cu siguranță mai mult decât oricare dintre noi, dar împreună cu El vom fi proslăviți și noi. Pentru că e vorba de a fi făcuți asemenea Lui. E vorba de a fi ca El. E vorba de a fi comoștenitori, spune Apostolul Pavel, împreună cu El, comoștenitori ai Lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm unoară tot în 2 Tesaloniceni, tot aici, în primul capitol, El spune, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit Iisus Hristos în Sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Deci când va veni El, ceea ce se va întâmpla este că El va fi proslăvit, glorificat în Sfinții Săi, adică noi, și vedem Sfinții Săi, da? Lucrare de sfințire, care este atât de importantă, nu scriem păcătoșii Săi, iertați, scriem Sfinții Săi, da? De aceea lucrarea de sfințire este atât de importantă ca să ne aducă în acea stare în care să fim proslăviți, în care El să se poată proslăvi în noi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Deci, slava lui Iisus Hristos, sau am putea spune cel puțin o parte din această slavă, ne va fi dată nouă celor aleși, și cum scrie în Apocalipsa, cei chemați, aleși și credincioși. Descris, da? Cei chemați, aleși și credincioși vor fi cu El. Deci acesta este destinul nostru, ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi, ca să fim proslăviți împreună cu Iisus, ca să căpătăm slava Domnului nostru, ca să fim ca El, ca să ne asemănăm Lui și gloria Lui pentru aceasta. Apoi Apostol Pavel continuă și zice, așa dar fraților, și aș putea spune aici în paranteze, lumina aceea la ce v-a ales Dumnezeu și lumina aceea la ce v-a chemat El, rămâneți tare, spune El, și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Rămâneți tari. Și când spune rămâneți tari, aceasta implică sau subînțelege faptul că sunt lucruri, dacă pot să zic așa, care caută să-i slăbească. Și cu siguranță, că acest lucru este adevărat și cu privire la noi. Sunt lucruri care caută să ne slăbească, să ne slăbească credința, să ne descurajeze, să ne tragă în jos, să ne facă să păcătuim. Dar Apostol Pavel spune, așadar, fraților, în lumina tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru voi și acela ce v-a chemat, El, rămâneți tari. Și, iar sunt multe lucruri care pot să ne slăbească sau să caute să ne slăbească, bunoară, în cazul lor știm că ei treceau prin persecuții, necazuri, și în prima epistolă văzusem, Apostol Pavel trimisese pe Timotei să încurajeze ca nimeni din ei să nu
cadă în acele necazuri și persecuțiile pot să te slăbească. În acest capitol vedem de asemenea aceste învățături false care au adus o tulburare, o clătinare a lor și le spune rămâneți tari, nu vă clătinați, cu alte cuvinte, nu vă lăsați tulburați. Sunt alte lucruri care pot să ne descurajeze, dar îndemnul lui și dorința lui Dumnezeu este ca noi să rămânem tari. Rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și acest îndemn de a ține învățăturile apostolilor este cu atât mai relevant cu cât ele scrie la începutul epistolei cum stau lucrurile cu privire la venirea Domnului, cu privire la Anticrist și vedeți cum învățătura falsă a făcut ca ei să fie clătinați, să fie tulburați și adevărul pe care el îl aduce cu privire la acel subiect, deîmpotrivă îi întărește sau îi face să revină înapoi la echilibrul de care aveau nevoie. Țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Acest îndemn de a ține învățăturile pe care ei le-au primit, pe care noi le-am primit și le avem în cuvântul scris al lui Dumnezeu, mi-aduce aminte de asemenea, mai ales în contextul pericolului de învățături false, care era atunci și acum este cu atât mai mare, mi-aduce aminte de ceea ce a scris el lui Timotei, zicând că oamenii răi și înșelători vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura, spune el, este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și Apostolul Pavel încheie acest îndemn pentru ei cu această dorință și zice și însăși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde cu referire la mântuirea pentru care ne-a ales, la glorificarea noastră împreună cu Hristos, aceasta este nădejdea atunci când o vom vedea pe El, vom fi ca El, da? Cine are această îndejde se curățește. Deci însăși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Da. Și un lucru pe care eu l-am remarcat, sigur, sunt mai multe lucruri aici, dar un lucru este că îl vedem pe Dumnezeu lucrând spre binele nostru și pe Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel le menționează aici împreună. Înainte de a ne fi născut, pentru că când spune ne-a iubit, ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică. În altă parte îl spune Harul care ne-a fost dat înainte de veșnicii. Alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Toate aceste lucruri au fost făcute încă înainte ca noi să ne naștem. Vedem pe Dumnezeu lucrând spre binele nostru încă cu mult timp în urmă. Dar vedem de asemenea lucrând în timpul vieții noastre, atunci când ne-a chemat prin Evanghelie, prin vestirea Evangheliei, prin credința pe care a lucrat-o în inimile noastre și îl vedem lucrând în prezent, spune Apostolul Pavel, ca să ne mângâie inimile. Pentru că zice însăși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Ceea ce înseamnă că Apostolul Pavel se așteaptă ca Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus să lucreze în prezent, în viețile lor, ca să le mângâie inimile și să întărească în orice lucru și cuvânt bun. E vorba de lucrarea prezentă a lui Dumnezeu. Vedem pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus implicați chiar în situațiile prezente ale lor, dar și ale noastre, ca să ne întărească și să ne mângâie. Cel care a ne-ales și ne-a rânduit și a planificat aceste lucruri și l-a dat pe Fiul Său, înainte ca noi să ne fi născut pe lume, este Cel care a lucrat în viața noastră atunci când am auzit Evanghelia, atunci când am crezut, când ne-am pocăit și este Cel care lucrează în continuare ca să ne mângâie inimile, ca să ne întărească și în felul acesta să ne aducă cele din urmă la ceea ce El a rânduit pentru noi ca să căpătăm slava Domnului nostru Iisus Hristos. Bine că inimile noastre au nevoie de mângâiere, au nevoie de încurajare, au nevoie de întărire. Sunt lucruri care atentează la pacea, la liniștea, la încrederea, la bucuria noastră,
dar vedem că Dumnezeu și Domnul Iisus este acolo ca să ne dea această încurajare, această mângâiere, să compenseze, dacă pot spune, tot ce vine din afară ca să ne slăbească. Noi avem nevoie să fim întăriți și, cum spune, să fim întăriți în orice lucru și în orice cuvânt bun. Avem nevoie să fim întăriți în lucrurile bune, pentru că iarăși sunt atât de multe lucruri care caută să ne slăbească într-un lucru bun. Este diavolul care ne stă împotrivă. Sunt demoni, sunt oameni care caută să ne slăbească și să ne dezbată și noi avem nevoie să fim întăriți ca să putem continua în aceste lucruri bune, ca să putem rămâne în ele, ca să nu cădem de oboseală, ca să nu ne pierdem inima. Și toate aceste lucruri Dumnezeu le face pentru noi și este bine ca să punem această dorință a lui Pavel, să o punem în rugăciune și să ne rugăm și să spunem, pe de o parte, Doamne, îți mulțumim că Tu ne-ai ales pentru mântuire, îți mulțumim că Tu ne-ai chemat ca să căpătăm slava Fiului Tău, Iisus Hristos, dar Tată, te rugăm ca să mângâi inimile, te rugăm ca să ne întărești inimile, te rugăm ca să ne întărești în orice lucru și cuvânt bun în care suntem, ca să putem continua în El și Dumnezeu cu siguranță o va face. Amin.